24 de voturi pentru. Dacă aveți observații cu privire la ordinea de zi, așa cum a fost transmisă în presă la mare și în presa și publicată în presa locală, supun la vot ordinea de zi. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, vă rog, scurtă intervenție, dar să spun. Vă rog, președinte, cum vedeți, colegii mei nu sunt prezenți. Da. Și ținând cont că pe ordinea de zi sunt proiecte importante pentru județul de Arad, vă solicit ca de acum încolo aceste ședințe extraordinare și ordinare și pe cele de comisie să le facem fizice. Pentru că nu le vedem în momentul de față utilitatea acestor ședințe în vot. De asemenea, o președinte, am o serie de curiozități. Asta ne explicăm cu asta. Când președintele Consiliului Județean PSD are nevoie de voturi pentru anumite proiecte de hotărâre, prezența este necesară. Când consilierii libera propun amendamente, această prezență nu mai este necesară. Noi, în decursul mandatului, am depus amendamente cu strategia de dezvoltare a Galaciei. Am depus pentru numeroase drumuri județene foarte stare jale pentru județul Galați și pentru copiii din județul Galați. Aceste amendamente nici măcar nu au fost votate de către colegii noștri din comisie pentru a urca la vot în plen. Deci ele au fost votate. Referitor la unul din proiectele de pe ordine de zi, cel cu centura Galaciei. Domnul președinte, din câte știu, această centură a Galaciei în momentul de față trebuie să fie finalizată. Vă solicităm proiectul de sarcini și să ne spuneți care sunt sancțiunile luate împotriva celor care au pus la aceste întrebări. De asemenea, domnul președinte, spuneați de-a lungul timpului că sunteți președintele tuturor Galațienilor. Dar nu se face o dezvoltare echitabilă în toate comunitățile din județul Galați. Domnul președinte, vă rog să mergeți în municipiul Tecuci și să le explicați acelor asistenți sociali de ce nu sunt bani pentru plata salariilor. Vă rog, domnul președinte, să vă urcați în mașina personală și să mergeți pe drumul județean dintre Cârlămănești și Chitigen, să vedeți care este starea acelui drum județean care nu face nicio cinste județului Galați, mai ales în secolul 21. Noi am ales această formă de protest, deoarece nu avem o comunicare cu președinte. De la ultima ședință și până în prezent, nu am primit nicio invitație la o discuție privind la aceste proiecte și nu numai. La vorba despre dezvoltarea județului Galați. Noi nu vom participa la ședințe până când nu vom găsi o comunicare echilibrată între dumneavoastră și noi, consilieri. De aceea, dacă îmi permiteți, eu o să mă retrag din această ședință. Vă mulțumesc pentru atenție și să știți că așteptăm cu mare drag o invitație la o discuție cu privire la dezvoltarea echitabilă a drepturilor Galați. Vă mulțumesc pentru atenție frumoasă de la ședință. Mai gândesc aici? Păi, acum, i-aș răspunde sau aș răspunde colegilor de la PNL, dar ei vin, lasează întrebări, nici măcar nu așteaptă răspunsul. Dar pentru că trebuie să niște răspunsuri, am să le dau cetățenilor, nu am să le dau cetățenilor PNL. Din păcate, e o problemă destul de delicată și destul de gravă dacă consilierii PNL au votat indicatorii tehnico-economici pentru un proiect care a fost depus pentru a fi finanțat pe Anghel Salini, drumul de la Cârlămănești la Tăplău, un drum de 4,4 km, 4,5 km, este licitat și va avea finanțare pe Anghel Salini, iar colegii PNL nu știu lucrul ăsta, este foarte grav. Mai grav de atât, nici nu poate fi altceva. Doi, au venit cu un amendament unde și copiii de la Tecuci să fie introduși în proiectul Muzeele prin ochii copiilor. Ca drept dovadă s-a refăcut proiectul de hotărâre și copiii sunt introduși în acest program. La centură nu depinde absolut nimic de noi, iar cei care au venit la licitație de la București și cu care am reziliat contractul, i-au dat în judecată, li s-a emis certificat constatator negativ
suntem într-un litigiu cu ei în instanță, iar în prima instanță Consiliul Județean a câștigat și le-a cerut daune de 3 milioane de lei. Dar dacă și colegii consilieri județeni ar fi venit la ședințe și ar fi interesat ședințele și ce se întâmplă în Consiliul Județean, cred că nu ar fi cerut ca dezvoltarea județului să se facă doar pe localitățile unde sunt primari PNL, ci pe tot județul așa cum am făcut noi. Dar pentru că asta i-a fost o explicație doar pentru cetățenii Galațiului, nu pentru consilierii PNL, pentru că ei ar fi trebuit să citească proiectul de hotărâre și ar fi trebuit să vadă ce au aprobat. Că au aprobat proiectul acesta de hotărâre. În rest, noi o să aprobăm în continuare proiectul pe care avem pe ordinea de zi pe pus. Partea de centură nu o să treacă nici astăzi, pentru că nu sunt 24 de consilieri și sunt sigur că Gălățeni în 2024 ne vor ajuta să avem 24 de consilieri astfel încât să nu mai trebuiască să depindem și să fie șantajate proiectele județului Galați de un consilier. Și atunci o să trecem la proiectele din ordinea de zi. Ok. Trecem acum, dacă mai aveți o să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 23 de voturi. Pentru. Trecem la punctul 1 din ordinea de zi. Însușirea acordurilor de evaluare a NEPAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorul de expropriere al obiectivului de investiții, extindere și modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, sau documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 23 de voturi pentru. Și trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobililor situate pe coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, extindere și modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 23 de voturi pentru. Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Aprobarea participării în cadrul proiectului activităților legate de proiect, anunțe de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre OATE, județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, OATE, municipiul Galați, prin Consiliul Local al municipiului Galați, OATE, comuna Ședrept, prin Consiliul Local al comunei Ședrept, OATE, comuna Braniștea, prin Consiliul Local al comunei Braniștea, OATE, comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela, pentru realizarea proiectului, elaborarea planului urbanistic zonal pentru aeroportul regional Galați Brăila și obiectivele complementare aferente conexiunilor rutiere a acestuia pe teritoriul OATE, comunei Ședrept, Braniștea, Schela și OATE, municipiul Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 23 de voturi pentru. Trecem la punctul 4 în ordinea de zi. Aprobarea participării în cadrul proiectului a cheltuielilor legate de proiect, anote de fundamentare a investiției pentru realizarea proiectului și elaborarea planului de amenajare a acestui județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 23 de voturi pentru. Trecem la punctul din ordinea de zi. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, de zi. Dacă aveți observații cu privire la informările, se rapoartă ce v-a fost prezentat la mapă. Ordinea de zi fiind epuizată, vă doresc tuturor o după amiază plăcută, o săptămână superbă. Din cele 4 pe ordinea de zi, au fost cele 2 cursurile. Mulțumesc tuturor colegilor care au dat curs prezenței la ședințe. O zi frumoasă tuturor!